Se lucrează la Catedrala Ortodoxă Sfântul Ioan Botezătorul din Făgăraș. În aceste zile se adaugă ultimele detalii la iconostas. Bucățile de lemn care întregește iconostasul locașului de cult au fost sculptate manual de câțiva meșteri din Târgu Mureș. Ne bucurăm că zilele acestea au sosit câteva elemente importante din iconostasul nostru, adică niște stâlpi care încadrează foarte frumos scaunele arhierești și baldachinul Maicii Domnului și baldachinul Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Iconostasul este o piesă foarte importantă din componența bisericii, de aceea noi am încercat să-i acordăm o atenție deosebită, să găsim meșteri foarte pricepuți și care pun suflet în ceea ce fac, dar și toată lucrarea este făcută sub îndrumarea unui arhitect. Iconostasul nostru măsoară aproximativ 12 metri înălțime și cam 15 metri lățime. Este făcut din lemn de paltin, pentru că este un lemn durabil, calitativ, dar și pentru că se lucrează puțin mai ușor în paltin decât în stejar sau în alt material lemnos. Toată lucrarea este făcută din lemn masiv și lucrată manual, sculptată manual. De aceea și durata poate puțin mai îndelungată în realizarea lucrării. Vor mai urma, o să vedem pe viitor ce mai facem, dar ce va urma sunt strănile, cum se obișnuiește în biserică, străni sculptate pentru credincioși. Catedrala Ortodoxă Sfântul Ioan Botezătorul din Făgăraș are numai puțin de 50 de metri înălțime, 30,5 metri lățime și 33 de metri lungime. Două dintre dimensiuni nu au fost alese întâmplător. 30,5 reprezintă vârsta la care Mântuitorul și-a început lucrarea, iar lungimea de 33 de metri reprezintă vârsta la care a terminat lucrarea.